să-mi dea un alt cap între zi. N-ai două minute. E loc nu ușor. Acum, măi, dragule, e greu? Nu e așa greu. Suntem o echipă. Aici am pus roșiile, am terminat un șir. Mai am de pus aici. Daniel a fost foarte rapid și a terminat gropile. Greu, greu până șanțurile astea. Se scufundă picioarele. O să fie la vară când o să ai mai puțin de irigat, vedeți? Da, acum e un pic greuț. Să vedem dacă la vară. Bine, vom spune, dacă e pe rău iară, vom spune. Salutare și bine ai venit! Iată că a venit și ziua aceea mult, mult așteptată în care ne luăm plântuțele care le-am pus noi cu mâna noastră și le transplantăm în grădina ce am pregătit-o cu mult, mult drag și cu multă muncă. Astăzi este vorba doar despre roșii, cu care am trecut prin multe peripeții. Prin martie am pus în păhărele micuțe, în casă, niște semințe de roșii. Bineînțeles că s-au lungit prea tare, au făcut niște piciorușe foarte mari. A trebuit să mă scap de ele, să le arunc. Am mai încercat odată cu semințe tot în păhărele, le-am pus aici în solar, le-am învelit frumos cu o folie și într-o seară foarte geroasă s-a întâmplat nenorocirea că au înghețat. Și așa am rămas fără semințe, fără răsad de roșii din nou a doua oară. Dar ce am observat pe la mijlocul aprilie a fost că ieșau plântuțe din astea de roșii peste tot prin solar, peste tot pe unde am pus salată, au ieșit și roșii. Plantele de roșii, așa că roșiile ce au crescut pe jos prin solar le-am luat frumos cu o spatulă, dar erau foarte micuțe, erau cam atâta când le-am scos eu. Le-am luat și le-am pus în păhărele. Apoi am continuat să le ud și să le îngrijesc. Temperaturile au fost foarte bune, soare din plin, ele au crescut, s-au dezvoltat frumos. Acum astea ce au rămas aici sunt deja destul de micuțe. Mi-am pregătit deja în roabă să le ducem în grădină și să le punem în pământ. Ce am încercat să facem noi în grădina asta este să nu săpăm, dar nu ne-o prea ieșit, că no, tot așa suntem învățați, tă cu săpatul, tă cu greu, tă cu muncă. De fapt, aici a fost o zonă mai împădurită. Ne-am făcut șanțurile astea unde să se infiltreze apa, unde să vină apa. Aici am pus niște morcovi și pătrunjel și în partea asta vreau să pun roșiile, o parte din roșii, dar prima dată trebuie să mărunțesc un pic pământul pentru că îi o luată din șanțuri și le-o pus aici pe paturile astea înălțate. Și atunci îl mărunțesc un pic și abia apoi voi pune roșiile. No, eu nu pot să fac două lucruri deodată, să și vorbesc și să și lucrez. O să încerc, dar nu prea cred că o să-mi iasă. În orice caz, roșiile ce le voi pune sunt
un soi cu creștere delimitată, adică nu cresc foarte înalte și odată ce a făcut fruct, nu mai face încă un rând de fruct. Astea sunt roșii din astea de tufă. Vai, ce drăguț! Se vede! Mamă, ce de pui! Uite! Astea sunt aici vreo 10 râme. Uite! De-aia o trebuie să săpăm aici, pentru că e plin, plin de rădăcini și rădăcini și foarte mari. După părerea mea, pământul ăsta e extrem de greu de lucrat cu el. Știu. Știi tu? Da. Ai lucrat-o cu el? Nu, dar se vede. Da, se vede cum face mami, așa-i? Da. Nu se sfarmă, e foarte adegos, să zice la noi, adică să lipești așa de o la altă. Practic e pământ din ăla de făcut sobe. Poate unii dintre voi știu despre ce vorbesc. Imposibil să-l mărunțești să fie fin, așa, finuț. De-abia aștept să îmi aduc fân și să pun peste el să nu-l mai văd. Acolo așteaptă roșioarele cu mințele. Mai am stratul ăsta și finalizez și apoi pot să pun roșiile. Și copiii se chinuie aici. Hai să vă văd cum vă distrați în grădină. În molul ăsta vă distrați voi. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Câte răsaduri ți-ai luat, dragă? Mi-am luat. Nu mi-am cumpărat nimic, eu le-am pus în grădină. A, astea sunt numai de-a tale? Da. No, că am uitat că ai zis că n-ai cumpărat astăzi. Mami, ce-o făcut zic? Păi m-am dus după ardei, dar n-am mai cumpărat până la urmă. Hai, namol, namol, copilăria! Copilăria! Haide, dă-te la o parte. Mâini de pinguin pregătite! Să fie pe rupii. Du-te! Cum sunt șanțurile, dragă? Uge! 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 Andreea își face gropile aici pentru răsaduri. Pământul atâta l-am putut mărunți. Vom mai aduce fân și vom pune peste. Așa, dragă? Avem bani, îl luam la Cluj. Îți place pământul de la Cluj, de la Mășcaș, așa e? No. Trebuie să mai sfarm eu pământul cu mâna, că au crescut foarte bine, dar se vede că unele frunze au fost atacate de melci. Avem o mare problemă cu melcii, doar în solar. În solar atacă tot. Am pus castraveți, am pus ardei, vinete, o ieșit, s-au făcut frumușele. Din păcate toate le-au mâncat melcii. Asta e problema noastră cu melcii, în solar, în
În rest, pe aici, în grădină, nu. Nu am văzut să fie. Sper să nici nu apară de acum înainte. Dar în solar, pentru că e umiditate mare și căldură, cred că le place mai mult acolo. Au și ce mânca. Avem salată. Nu e ușor să lucri mlaștini, așa e? Aha. Lasă să vezi tu ce roșii ți-or da mlaștinile astea. Bă, ești chiar curioasă. Nu mai am răbdare. Ai răbdare. Exersează răbdarea numai. Așa o să fac, drăguțule. Drăguțule fecioraș, atâta ești de frumos. Vai, mulțumesc. Acum... Ia, arată-ne-l, ia-l în mână. Doamne ferește! Păi să-l văd, nu, că nu se vede pe pământ. Nu, că-l speriu și mie mi-l trebuie aici să mănânce gonguțe. Să știi că e prietenul tău cel mai bun. Un broscoi mare. Da. Ce frumos am pus eu balotul ăsta de lucernă rău. E bine, tu da, cât de frumos știi face. Fecioraș. De unde ai învățat tu, fecioraș? Ești tare tânăr. M-a învățat mămica mea. Așa e, din Maramuri. Am o mămică Maramuri. Sunt de tăche. De tăche, da. Tare bine ai crescut-o, dar și țâțucă sau? Da, de tăche. Suntem obosiți amândoi. Suntem obosiți, dragule? Da. Eu sunt obosită. Daniel zice că și el e. Cam ăsta a fost video de astăzi. Vă îndemnăm să ne scrieți în comentarii ce părere aveți voi despre șanțurile astea. O să ne fie bine sau o să ne fie rău? Sunt foarte curioasă ce părere aveți și voi. Așa că nu uitați să ne dați un like, un comentariu și să distribuiți video-ul ăsta să se mire și alții de ce minuni facem noi aici. Noi tot experimente, într-una experimentăm, într-una ne facem de cap. No, faceți-vă și voi că să nu fim noi singuri. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Pa, pa!